Poziționarea Galațiului pe fluviul Dunărea a dus în 1856 la înființarea în urbe a Comisiei Europene a Dunării. Instituția de o mare importanță internațională a avut sediul în clădirea actualei biblioteci județene. Obiectele ce aparțineau odată Comisiei Europene sunt acum expuse la Muzeul de Istorie Paul Păltânea. Expoziția de astăzi am gândit-o ca fiind, să spunem așa, ca având o tematică privind Comisia Europeană a Dunării. De ce? Pentru că, în primul rând, această instituție internațională care a luat ființă în 1856, în urma Războiului Crimei 1853-56, încheiată în 56, și hotărârea marilor puteri, care și-au dorit schimbarea unui pol de putere, oarecum, sau schimbarea, mutarea unui pol de putere în zona Dunării. Statuete, grupuri, statuare, plachete, medalii și instrumente de navigație sunt aduse în atenția gălățenilor cu ocazia Zilei Internaționale a Dunării. Începând cu 1862, marile puteri, cele mai importante fiind Anglia, care lua decizii, să spunem, executive, și Franța, care lua decizii administrative, au hotărât că Sulina trebuie să devină, să-și lărgească șenalul, să spunem așa, navigabil. Comisia Europeană a Dunării a fost creată de marile puteri ale lumii, care aveau obiective politice și economice în zona danubiană.